noi avem aici o vorbă în magazin și probabil cunoașteți și voi, cel mai scump joc este cel pe care nu-l folosești niciodată. Dacă acela a costat 30 de lei, atunci acela a fost un 30 de lei aruncat pe geam. Orice hobby, dacă îl duci la extrem, e scump, și dacă îți cumperi multe undițe și mergi la pescuit, e scump, dar poți pescui și cu un băț și cu o sârmă, dacă vrei. Dacă îți găsești echilibrul la 3 undițe, e ok, poate să fie pescuit un hobby relativ ieftin. Dacă faci 1000 și de jocuri, da, e un hobby scump.